admite recursul formulat de Agenția Națională de Integritate împotriva sentinței numărul 32 din 5 martie 2018 a Curții de Apel Iași, secția de contencios administrativ și fiscal. Casează sentința recurată și, rejudecând, respinge acțiunea ca neîntemeiată. Definitivă, pronunțată în ședință publică astăzi 28 mai 2020, au decis judecătorii Instanței Supreme din România. Final de procese, Judecătoria Bârlad, Tribunalul Vaslui, Curtea de Apel Iași au dat în decursul anilor dreptate edilului orașului Murgeni Ioan Buta. Recursul înaintat în alte curți de casație și justiție de către Agenția Națională de Integritate a casat sentințele și a hotărât că Buta a încălcat legea. Nemulțumit, primarul de Murgeni se plânge că este executat politic. Dar haideți să urmărim împreună materialul realizat de TV Total cu acesta. După 5 ani de procese cu Agenția Națională de Integritate, ați ajuns la un final total nedorit. Haideți să ne prezentați filmul acestui proces total nedrept din punctul nostru de vedere. Să începem cu finalul. Începem cu finalul. De ce spun lucrul ăsta? 5 ani s-a judecat această faptă. Se presupune că este o faptă ca să ți se demonstreze incompatibilitatea cu o unitate pe care o coordonezi. Am fost incompatibil cu, în viziunea unora, pentru că am dezvoltat un proiect de modernizare și extinderea spitalului. Dar, în fapt, nu există niciun document care să îmi ateste ocuparea acelei poziții. Nu există. Și aici, în alta curte de casație și justiție, a judecat în cele 20 de minute ce au judecat alte instanțe în 5 ani. Cu martori, cu documente, cu tot ceea ce există dovezi. În alta curte a hotărât că, de fapt, eu sunt incompatibil. Dar aștept motivația, că în momentul de față au dat soluția. Aștept motivația, să vedem care este motivul pentru care m-au considerat incompatibil. Dar, practic, pentru că hotărârea în alte curți e definitivă, nu? Este soluția. Deci aștept hotărârea. Aștept hotărârea. Soluția care a fost afișată pe site-ul în alte curți pe data de 29, ieri. Am citit-o, am rămas stupefiat pentru că acolo scrie negru pe alb că au casat tot ceea ce înseamnă hotărâri. Celelalte sentințe. Bun, haideți să o luăm acum cu începutul. Ne-ați prezentat pe scurt soluția apărută ieri pe site-ul în alte curți de casație și justiție. Ați vorbit, bănuiesc, cu avocații care v-au spus că mai e vreo cale de atac în România? Nu. Cale de atac, deci clar, fără discuție, deci, rămâne definitiv. Rămâne definitiv hotărârea în alte curți. Mă știu acum să mă gândesc să vedem dacă se merită și dacă se merită, am să-mi cer sau să-mi caut dreptatea la CEDO. Acolo am înțeles că se judecă drept. Eu mă simt executat politic din punctul ăsta de vedere și prin toate cele ce mi-au spus chiar avocații. Nu este posibil ca fără niciun document în baza căruia ocupe o funcție să ți se găsească o stare de incompatibilitate. Nu am întâlnit așa ceva, deci este o situație fără precedent și tare aș vrea să aflu motivația în altei curți. Și atunci, în baza acelei motivații, am să atac la Curtea Europeană. O să caut, îmi caut dreptatea acolo. Să nu înțeleagă cineva greșit că sunt disperat după funcție. Nu. E drept, mi-am dorit toată viața, să... deci cum mi-am pierdut? Spun mi-am pierdut pentru că încep să regret. Mi-am pierdut 8 ani din viață în slujba comunității. Aș vrea să cobor de pe scena politică pe ușa din față. Simt că am acest drept. La cât mi-am sacrificat chiar sănătatea pentru comunitate. Îmi doresc din tot sufletul să cobor pe ușa din față. Nu să fiu considerat un infractor ca 3 ani de zile să nu am dreptul să ocup o funcție publică, că aș fi comis o infracțiune extrem de gravă. Păcat că PSD-ul m-a dezamăgit, dar m-a dezamăgit profund. Pentru că
aveau puterea și capacitatea să îndrepte erori. Pentru că în situația mea, incompatibilității, da, în situația general. Mea se află mulți primari. Mulți primari care își dedică timpul, viața, sănătatea comunităților. Și uite ce pățesc. Uitați ce pățesc. Da, domnul primar, haideți acum să ne întoarcem în punctul zero al acestei șarade, o să-i spun, șarade, da, care din punctul meu de vedere. Chiar este o șarade. Înainte de a începe înregistrarea, ne spuneați că necazul dumneavoastră pleacă încă din anul 2012. În 2012, când, la 3 zile de la depunerea jurământului. Fără să aveți habar, fără ați fost nominalizat în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Murgeni. Da? Da. Păi să începem cu începutul. Și haideți de asta, dacă... Luați-o adică de la continuăm punctul cu zero. Continuăm cu începutul, din punctul da. Zero, da. Îmi cer scuze. Dar să nu rămân dator cu nicio explicație, n-am spus degeaba că este o șaradă la adresa mea. Am observat un lucru pe față, că am fost atât de urmărit și atât de șicanat de acest ani, încât am înțeles clar, fără discuție, că este o comandă politică. Nu poate nimeni să-mi schimbe părerea. Clar. Să fii urmărit, anchetat, pentru nimic. Ceva ce nu există. Nu pot să cred lucrul ăsta. Iar acum am înțeles, am început să cred. Ca să nu rămân iar dator cu o chestie, că am zis că am să încep să fiu, adică să mă conving pe mine însumi, să urăsc că sunt român. Dacă mi se va face dreptate la CEDO, cred că am să încep să urăsc că sunt român. Aveți cuvântul meu de onoare că nu înțeleg lucrul ăsta. Începem de la punctul zero. În 2012, după 3 zile de la numirea, de la depunerea jurământului, s-a întrunit Consiliul de Administrație al Spitalului, fără mine, reiese din procesul verbal, acolo stipulează cine a fost prezent, au găsit dumnealor în baza unei hotărâri de Consiliul Local din 2011 că fostul primar se înlocuiește cu actualul primar. În Consiliul de Administrație. Fără să mi se aducă la cunoștință. Bun. În perioada aceasta din 2012 până în 2015 am fost invitat la ședințele cum reiese din procesele verbale ca invitat. Deci am fost invitat. Ca primar al localității. Ca primar, ca ordonator principal de cred, ca orice, numai ca membru în Consiliul de Administrație, nu. Reiese din toate documentele. Nu poate nimeni să ascundă un document care ar însemna un fals, ar însemna multe chestii care te duci în penal. N-a făcut nimeni un lucru care să ascundă ceva. În 2015, directorul de atunci, persoana doamnei dr. Oțel Lilica, a încercat prin de la sine putere să dea afară din, mă rog, să desfacă contractul de muncă a două persoane, soț și soție, care munceau de ani buni în spital. Atunci acei cetățeni au făcut o plângere la primărie, eu m-am prezentat la sediul spitalului, i-am adus la cunoștință doamnei doctor un singur lucru. Doamnă, zic, dacă acești oameni au greșit, procedați legal. Introduceți în comisia de disciplină și comisia de disciplină hotărăște. Au greșit? Urmați pașii legal. Cu diminuarea salariului până la desfacerea contractului de muncă. Nu. Practic, dumneavoastră, în acel moment ați intrat într-un conflict direct cu da, interesele. Da, să spunem, eu nu l-aș fi considerat la acea vreme conflict. Doar am adus la cunoștință că ar trebui să procedeze să aplice legal. Legea. I-au introdus pe cei muncitori în comisia de disciplină. Comisia de disciplină au judecat corect, normal. Nu există o faptă care să impună luarea unor măsuri de disciplină. A doua sau a treia zi, nu mi-aduc aminte exact, acea doamnă director și-a depus demisia. Și-a dat demisia. Eu am vorbit cu administratorul de atunci. Doamne, lasă, poate îi trece, poate... Am lăsat două săptămâni. Efectiv, nici n-am luat în considerare demisia. Nu, domnule, ei și-a văzut de treabă. Bine, lucrurile au și-au urmat cursul. În 2015, în luna aprilie, a făcut o plângere la ANI,
în ideea că eu ocup funcția de membru în Consiliul de Administrație și în același timp sunt și remunerat. Dar tot sub bagheta dumneaei, repet, sub bagheta dumneaei am fost numit fără știrea mea în funcția de membru în Consiliul de Administrație sau de aici reiese că președinte, deci l-am înlocuit pe fostul primar. Și tot dumneaei, cu semnăturile dumneaei, învirau în cont acei bani 10, 15, 20 de lei de ședință. Pe lângă salariul unui primar. Este rușinos. Adică să-ți însușești 10, 20 de lei de ședință pe lângă salariul de primar pe care îl ai. O rușine. O rușine pe care mi-au pus-o în cârcă acum. Da, mă rog. În 3 ani de zile, cât au descoperit, fiind vorba de o sumă de 1400 de lei. Imaginați-vă deci, ce bani, deci mulți. Practic vă costă, da. Pentru 1400 de lei sunteți în postura de a pleca din exact. Primărie. Mi-au adus la cunoștință domnul director și a cerut scuze că s-au virat în cont bani eronat. Sunt documentele la dosar. În faza inițială am spus, domnule, ai greșit, plătește. Nicio problemă, zic, pentru 1400 de lei. Am achitat suma, nu-i niciun... A, deci ați returnat până suma returnat banii, respectivă. Vă dați seama că era vorba de un prejudiciu. Și acum, ce se întâmplă? Aș vrea să fac o scurtă paranteză. Era vorba, sau circulă vorbă prin popor, că printre pacienții care calcă, care trec pragul unui spital, că medicii iau mită. Nu știu cât de adevărat este. Dumnezeu m-a ținut pe mine și familia departe de spital. Dar eu mă întreb, această doamnă doctor Oțel, de când activează în spital, locuiește acolo, mănâncă acolo, doarme acolo, consumă acolo, astea cum pot fi considerate? Căci, pentru mine, așa spun, un medic salvează vieți, dar e și remunerat pe măsură. Își primește salariul, face gărzi peste puterile ei. Nu o verifică nimeni, n-am verificat-o eu, că a făcut, că n-a făcut gărzi. Și-a luat banii. Eu semnam state de plată. Sume peste 15.000 de lei pe care îi ridica. De ce această doamnă doctor mă condamnă pe mine că am primit 1400 de lei în 3 ani, iar dumneaei nu este rușine că stă pe banii comunității în spital, luând și acel salariu, fiind remunerată peste. Nu plătește curent, nu plătește apă, nu plătește hrană, nu plătește chirie. Astea sunt viciile legislației românești, da. Domnule primar. Iar eu sunt condamnat de către dumneaei că mi-am însușit 1400 de lei în 3 ani. Pentru ce? Pentru că am promovat un proiect de dezvoltare și modernizare a spitalului. Dacă spitalul nu realizează nimic pe o perioadă, pe perioada unui mandat a unui primar, comunitatea îl condamnă. Păi spitalul este în administrarea voastră, n-ați făcut nimic. Cum un primar poate să se implice în activitatea unui liceu, unei școli, unui spital, dacă el nu face parte, nu este omniprezent? Cum poate cineva, de exemplu, să-l condamne pe primar sau pe consilierul local sau pe viceprimar că face parte din Consiliul de Administrație? Păi uitați, ani. De aceea am spus că sunt supărat pe PSD. PSD-ul nu a făcut. De ce spun că nu a făcut ceea ce face Partidul Național Liberal? Partidul Național Liberal a stat exact ca un șacal la pândă. M-a judecat ani, m-a anchetat ani, 5 ani. M-au judecat alte instanțe. N-au avut curajul să dicteze politic cuiva. Domnule primar. Iar acum, de când sunt la guvernare, a dictat, nu întâmplător, mi-au amânat procesul 2 ani. Cât dura să fie judecat procesul meu la înalta curte? 2 ani? Știți că... Când ei au judecat, îmi cer scuze. Când ei au judecat în 5 minute. Ce au judecat alții în 5 ani? Deci dumneavoastră practic ați câștigat la... Unde a început procesul cu anii? La Vaslui, deci la Bârlad, Vaslui, Iași. Deci judecătoria Bârlad, Tribunalul Vaslui și Curtea de Apel Iași, după aia înalta curte de casație și justiție. Da. Deci la cele trei instanțe v-au dat dreptate dumneavoastră? Da. Bârladul, Vasluiu și Iașu? Cu
cu dovezi, cu documente care, deci sunt deci în fața mea. Deci ați avut hotărâri toate... judecătorești favorabile exact. Dumneavoastră. Și în alta curte le-a întors pe toate și... Așa considerat în alta curte de casație și justiție, în care eu credeam cu toată ardoarea sufletului meu când spuneau alții că justiția este controlată politic. Acum, în acest moment, cred acest lucru. Justiția este oarbă și... Oarbă, cioară. Dar eu nu-mi doresc decât un singur lucru. Ca poporul român să se trezească la realitate și, nu știu, să nu mai fie încălcate drepturile omului. Eu simt că mi se încalcă un drept. Domnul primar, în ultimii 3-4 ani, haideți să spunem mandatul 2016-2020, ați purtat o discuție, pentru că fac și eu o paranteză acum, în situația al dumneavoastră sunt foarte mulți primari și... PSD-ul foarte mulți având, primari PSD-ul având PSD care vor primi aceeași sentință pe care am primit-o eu. Au să urmărească primit-o. Poporul român dacă primari liberali vor avea soarta noastră. Deci primari PSD au fost găsiți de Agenția Națională de Integritate în incompatibilitate, au fost trimiși în judecată și foarte mulți avem și cazuri în județul Vaslui. Știți foarte bine că avem colegi de-ai dumneavoastră care și-au pierdut mandatul pentru niște utopii, gen că a fost în Consiliul de Administrație la liceu, la școală, da. La grădiniță și mai știu unii la magazinul din colț. Motivul de răzbunare pentru PNL, acesta este dat, de exemplu, de PSD. E o ironie a sorții, domnul primar, pentru că Partidul Social Democrat a fost, să zicem, la butoane din 2016, au câștigat alegerile, le-ați câștigat, ați guvernat, ați avut un trădător în interior în persoana lui Victor Ponta, care s-a desprins din președinte de partid și la moțiunea aia de cenzură, liberalii au ajuns pe cai mari, albi, negri, portocalii, nu știu ce au ajuns cu 19% să guverneze o țară. Ok, în cei 3 ani ei au venit la finalul lui 2019 la guvernare. Ați discutat cu deputați și senatori de Vaslui ca legea anii să fie schimbată? Pentru că e o utopie să fii membru... în zadar. Păi, au fost în măsură să schimbe legea, da. Domnul primar. Da. Totul a plecat de la acea ordonanță 13, când nu și-au asumat-o. Dacă erau liberalii în locul PSD-știlor, liberalii atunci își asumau. Ce se întâmplă? Când câștigi alegerile în mod democratic... Instalație și N-aș face afirmații de genul, sunt fraze care nu îmi sunt simpatice. Nu vă plac. Dar să știți că mă îndrept către acest lucru. Clar, fără discuție, n-au avut ceea ce le trebuie. Pentru că eu așa cred într-o democrație. Când ești ales în mod democratic, mandatul tău este de 4 ani. Trebuie să conduci așa cum te duce capul, ca să știi pentru ce ești ovaționat sau pedepsit. Bineînțeles, nu ați dat dacă tu ai câștigat alegerile, tu PSD ai câștigat alegerile, trebuia să-ți asumi tot ceea ce urma să faci. Nu și-au asumat. Au băgat coada între picioare și au lăsat pe alții să-i ducă de nas. Eu sunt pierdantul... Unul din pierdanți. Mă rog, mai sunt mă refer doar la mine. Sunt pierdantul acestor... atrocități, pot să le spun eu. Politice. Așa, care se datorează numai și numai PSD-ului. Domnul primar. Durerea mare este că PSD-ul n-a făcut niciodată din răzbunare, n-a făcut nimic. Vie rămâne, de exemplu, nu știu, acțiunea din 2009 are? 2009. Să nu... Date care nu mă mai interesează, o istorie care chiar nu mă mai interesează, dar când au preluat cei de dreapta puterea, îmi amintesc că în 24 de ore au fost schimbați toți directorii de deconcentrate. Mă refer în județul Vaslui. Când a preluat PSD-ul puterea, nici în ziua chiar n-am omis să-i spun domnului președinte Buzatu, au rămas 6 liberali în funcții. Domnul președinte, dar un partid care preia guvernarea își pune oamenii lui, că așa se procedează. Domnul președinte atunci mi-a spus, merge pe competențe. Să nu facem ce fac alții. Uitați unde am ajuns. Tot din cauza acestui fapt, că n-am făcut ce au făcut cei de dreapta. Nu mi-ați răspuns. Îmi pare rău. Ați abordat acest subiect. Da. Pentru că
privitor la schimbarea cu orice ocazie, anii. Cu orice cu ocazie evită, am abordat aceste subiecte. Deputați și senatori PSD de Vaslui? Da. Cu cine? Și cu domnul Solomon, și cu domnul Stativă. Ce răspuns v-au dat, domnul primar? Nu mi-au dat dumnealor răspuns. Singurul care mi-a dat un răspuns extraordinar de convingător a fost domnul fost deputat Dima, actual primar de Berezene. Mi-a dat un răspuns care... Care? Dacă nu sunt indiscret. Domnule primar, ăsta a fost răspunsul dumnealui. Cu subiect și predicat vă poate confirma. Noi suntem acolo degeaba. Poză. Poză suntem. Nimic din ce hotărâm nu se pune în aplicare. Deci, un practic, răspuns care îl poate confirma. Peste interesele deputaților și senatorilor de Vaslui e altceva, nu? Peste deputații și senatorii din România, domnule Pleș. Noi ne referim la județul Vaslui, că de aia îi trimitem acolo să ne... Nu se poate. Ba da, se poate. Uitați, dumneavoastră confirmați că se poate. Nu este posibil așa ceva dacă ai, de exemplu, o inițiativă legislativă să te împiedici singur în ea. Adică toată lumea să creadă în ea, dar de fapt ajunge acolo cu o majoritate covârșitoare să ai probleme. Nu există așa ceva. Deci dacă tu ai o viziune clară de stânga, ai o inițiativă legislativă, da? Te duci și te împiedici în ea în propriile logițe. Singur te împiedici, adică îți pui piedică cu stângul exact. La dreptul sau cu dreptul la stângul. Nu, știți cum se întâmplă? Ei se pun unii pe alții și se dezleagă la nojițe și se împiedică singur. Vă spun sincer, m-am convins și cu lucrul ăsta. Pentru noi nu mai există scăpare. Și din nefericire, cam ăsta va fi viitorul nostru. Eu mă retrag din viața politică. Oamenii cu timpul vor înțelege că eu mi-am pierdut dreptul de a candida și de a mai fi primar. Deci, prin această hotărâre vi s-a luat dreptul de a alege și a fi ales? Imaginați-vă ce infracțiune gravă am comis. Deci, 3 ani de zile eu nu m-am voie să ocup funcții publice. Și nici de demnitate publică. Deci, 3 ani de zile sunt considerat mai grav decât ăla care ia mită, decât ăla care provoacă prejudicii imense. Sunt considerat persoană non grata 3 ani de zile. Imaginați-vă ce infracțiune gravă am făcut. Domnul primar, acum merită să mai faci politică în România? Părerea dumneavoastră? Părerea mea? Prin ce ați trecut? Părerea mea se... Politică administrativă, gen... Nu, părerea mea este că atunci când ai totuși o poziție în societate, cea pe care am avut-o eu din 2012 și... realizezi ceea ce îți dorești de la viață, le recomand, de fapt, să le fac o recomandare, le recomand să își vadă de viața lor în continuare. Politica nu este pentru oameni cinstiți, nu este pentru oameni corecți. Nu poate nimeni să-mi impute ceva, că am făcut ceva de care să-mi fie rușine. Nimeni nu poate, nu există. Iar prin implicarea în politică, ajungi să fii mânjit cu tot felul de chestii. Cazul meu fiind anchetat și de DNA, și de ANI, și de SIF, de toți, negăsând nimic, pentru că este clar, fără discuții, oamenii au anchetat în măsura legală. Dar ajungi și îți creează nopți de nesomn, stări de indispoziție, disconfort. Pentru ce? Pentru simplu fapt că ai ajuns în vârf și vrei să te, și te preocupă problemele comunității. Ăsta este singurul lucru pentru care eu am pățit ceea ce am pățit. Și le recomand să-și vadă de viața lor. Lăsați, dragii mei, politica... Cui? Pentru lingușitori. Aveam un cuvânt mai de ochi, dar nu-mi plac. Deci, lăsați politica pentru lingușitori. Pentru cei care trec peste cadavre să-și atingă un scop. Nu e pentru oameni cinstiți. Păcat. Spuneați la un moment dat că ați simțit și simțiți că sunteți, ați fost executat politic. Da, afirm cu toată deschiderea. Domnul primar, v-au la dumneavoastră în zonă, partidul de opoziție are un om, da? Da. Puternic. Vorbim de Partidul Național Liberal.
Are om care a încercat să vă submineze din interior? Dar părerea mea este una clară. Dacă liberalii, acum 4-5 luni de zile, au făcut un sondaj la nivelul comunității și dacă eu stăteam slab în sondaje, cred că nu mai eram preocuparea lor. A, nu mai erați în atenție. Da, nu mai eram în atenția lor și cred că își vedeau de cursul lor. Dar ei au făcut un sondaj și au văzut realitatea din teren. Și au spus, trebuie asasinat cumva, trebuie executat, că nu e, deci nu avem cum să-l... Pentru că ce se întâmplă? La noi comunitatea este mică, un mijloc de informare cu Facebook-ul ăsta, cu toate astea, da, circulă informația, astea. Oamenii își pun părerile, chiar dacă sunt păreri contra, apropo de chestia asta, un cetățean dintr-un sat, Lățești, unde există, adică am realizat ceva ce n-a realizat nimeni, niciodată, și să-i treacă asfaltul prin fața porții și să spună, să facă afirmații, a, dar ce a făcut pentru Lățești? Și o chestie care e din noaptea minții și oricine înțelege. Nu-i condamn pe cei oameni. Pentru că nu mă cred Iisus Hristos să facă asemănări de genul. Că dacă Iisus Hristos nu era răstignit, nu mai credea nimeni în El. Trebuie să făcute niște sacrificii din astea, până la urmă. Și mă consider un sacrificat pentru că asta e. Până la urmă, trebuie sacrificați. Istoria ne sacrifică. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că suntem slabi, noi români în general. Suntem slabi și păcat că nu ne putem redresa. Nu vrem. Privind în spate la cei 4 ani de mandat, considerați că... Nu, ultimii 4 ani. Știu că 8 ani aveți la primărie. Ultimii 4 ani, sunteți mulțumit de ceea ce ați făcut pentru concetățenii dumneavoastră? Aș fi fost puțin mai mulțumit dacă PSD-ul își continua guvernarea. Pentru că s-au blocat proiecte. S-au blocat proiecte, s-au dergiversat proceduri în achiziții și în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea rurală. Asta e un lucru pe care îl regret. În rest, indiferent de ce s-ar întâmpla, în cei 4 ani de zile am dezvoltat atât de multe proiecte încât cel care va veni după mine nu are încotro. Trebuie să le continue. Pentru că ce se întâmplă? Adică, cum ar putea, de exemplu, următorul primar să ignore? Nu ai cum, pentru că e proiectantul care vine, adone, ce facem? Hai să depunem, să facem, să astea. Da. Deci nu există alternativă. Cel care va veni după mine, nu aș vrea decât să iasă public și să spună, în afară de proiectele care sunt în derulare, făcute de predecesorul meu, eu mai vreau să fac. Și vă spun cu siguranță că nu mai are de făcut mai nimic. S-au dergiversat lucrurile, s-au amânat lucrurile cu acea rețea de gaze, care proiectul deja este depus la locul lui acolo. Am văzut declarații ale actualului ministru de dezvoltării. Toată lumea este de acord. Este un proiect pornit de 2 ani și jumătate, de către mine. Asfaltare pe tot Murgeni, toate străzile din Murgeni. Am așteptat să se finalizeze acel proiect de modernizare, extindere și reparații a actualelor rețele de canalizare și alimentare cu apă. Pentru că oamenii au judecat drept. Haideți să terminăm cu canalizare și apă. Abia după aia modernizăm infrastructura. Hai să nu mai facem cum au făcut alte administrații. Deci, clar, proiectul este finalizat de asfaltare pentru toate strădusele. Cu SF, cu PTH, cu absolut tot. Proiecte de asfaltare pentru celelalte sate, pentru încă 11 drumuri secundare, proiecte finalizate, lucrări în execuție de alimentare și canalizări, alimentare cu apă și canalizări, școli care se vor finaliza. Am continuat, de exemplu, cu reproiectări, pentru că așa a fost legislația și trebuia să o respectăm. Se vor finaliza, cred că până la sfârșitul anului. Deci, următorul primar nu are de făcut altceva decât să semneze situații de lucrări acum, nu, și ordine de plată. Bănuiesc că o să reușesc să vă
scot un pic din starea în care vă aflați. Dar nu mă aflu într-o stare, să nu înțelegeți greșit. Mâhnirea mea este... Domnul primar, treceți printr-o perioadă care nu prea este așa lejeră. Nu-i confortabilă, clar, fără discuție, da. Trebuie să recunosc. Ați avut, și aveți, viceprimar pe domnul Borș la același partid cu dumneavoastră. Da. Continuă dumnealui ce ați început? El va prelua funcția până când se va încheia mandatul, până la alegeri. Că am înțeles că și dânsul are procese pentru aceeași aberație, va fi judecat de înalta curte. Și... A, și dosarul dumnealui a ajuns la București și are termen, nu? Are termen la începutul lunii octombrie. Bine, dacă sunt alegerile... Au fost calculate bine, nu? Dacă sunt alegerile în septembrie... Prinde o lună, nu? Prinde o lună, da. Nu, dar dumnealui nu s-a gândit să candideze pentru funcția de primar. Noi ieri am avut o întâlnire, am desemnat... De partid? Da, o întâlnire de partid. Am desemnat un candidat pentru funcția de primar și să sperăm că... Păi, faceți-i numele public, pentru că trebuie să iasă... Da, este vorba de inginer Blănaru Cornel. Cornel Blănaru. Cornel Blănaru, da. Este un tip pe care pot să-l caracterizez la modul cel mai plăcut. Un tânăr de 40 de ani. Caracterizați-l, pentru că trebuie scos la... Cu mintea la purtător și cred că este un tip care merită și poate să ocupe această funcție. Pentru că ce se întâmplă? Dacă legea îmi interzice anumite drepturi, nu-mi interzice să faceți lobby până la data când apare motivația în altei curți, nu-mi interzice să caracterizez un cetățean care, în opinia mea, este cel mai bun în momentul de față și va beneficia de sprijinul meu necondiționat. Și atunci, cu toată experiența că, indiferent cât de slab ești ca om, în 8 ani de zile, repet, și n-aș spune lucruri neplăcute mie, dar cât de prost ai fi, în 8 ani de zile capeți experiență și rămân lucruri imprimate. Cu cine se bate candidatul? În opinia mea, cred că nu se va bate cu nimeni. Va câștiga bate electoral, domnul. Am înțeles. Primar, nu în competiție, am înțeles. Dar în opinia mea, nu se va bate cu nimeni. Nu se va confrunta cu nimeni, că nu va avea egală. În opinia mea, cred că va câștiga detașat. Va câștiga detașat pentru că am un feeling. Cineva m-a condamnat, am pierdut eu. Eu n-aș spune că am pierdut eu, a pierdut comunitatea. Pentru că dacă eu nu l-aș ajuta pe următorul primar, anumite lucruri se blochează. Vrei, nu vrei, să spună orice primar care mă aude că 4 ani de zile, în primul mandat, cam se blochează, cam stagnează, cam tot ce înseamnă administrație. Da, până te erodezi, până afli ce și cum. Iar eu îi promit viitorului primar, Cornel Blănaru, că... Îi deschid consilierul domniei sale. Nu, îmi interzice legea. Dar nu îmi va interzice să-i dau sfaturi și să-mi păstrez acele relații spre a... dezvolta proiectele. Dar consilier local aveți voie să fiți? Nici consilier local, că n-aveți voie să fiți. Nu. Trei ani de zile sunt paria societății. Puteți să vă duceți la pescuit. Trei ani de zile am timp să... Consilier personal, nu? Nimic. Nici o funcție publică. În 3 ani de zile am timp să-mi revin. Am timp să nu mă mai supăr în fiecare zi. Am timp să uit ce înseamnă aparat de specialitate. Am timp să-i aduc la cunoștință viitorului primar Cornel Blănaru cum să se comporte, pentru că în 8 ani de zile, vrei nu vrei, înveți. Te deprinzi cu anumite lucruri. Și vreau neapărat să-l fac să devină într-adevăr un primar bun. Sunt greșeli pe care le-am făcut. Mi le asum. Vreau să-l conving să nu comită acele greșeli pe care eu le-am comis. Vreau să facă și să ia de la mine numai ce a fost bun, că indiferent, în ciuda faptului că sunt păreri și contra, am și calități, nu numai defecte. Și vreau să preia de la mine calitățile. Pentru că să devii un primar bun, nu devii un primar bun peste noapte. Nu. Îți sunt eficiente niște sfaturi. Vreau să-i predau un mandat
așa cum scrie la carte, cum se întâmplă într-o democrație adevărată. Eu am preluat un mandat în necunoscut. Fostul primar nici în momentul de față nu vorbește cu mine. De ce? Ar fi trebuit să... L-am învins în alegeri. Bun, dar lucrurile eu nu procedez așa. În o săptămână, două, sunt 8 ani de atunci. Nu. Ranchiunos, nu, nici în momentul de față nu vorbim. Păi e consilier local, nu? Da, e consilier local și pune piedici tot timpul. Și mai sunt oameni care cred în el. Încă? Încă. Mi-am împiedicat toate proiectele. Am votat împotriva tuturor proiectelor pe care le-am propus. Tot. Sunt procesele verbale de ședință. Deci a votat în totalitate împotriva proiectelor pe care le-am inițiat. De aceea spun că cel mai potrivit... Electoratul nu îl sancționează? Pentru că în fond, prin nevotarea anumitor hotărâri de dezvoltare a unității administrativ-teritoriale, se creează un disconfort propriilor alegători. Alegătorul nici nu îl mai interesează după că e liberal, că e social-democrat. Îl interesează ca lucrurile să meargă în direcție bună, să trăiască mai bine. Dragii mei, un lucru tragic pe care mi-l asum. Nu există comunicare suficientă. Prin lipsa de comunicare, deci nu ajung acele informații la urechile cetățenilor. Cetățenii, de exemplu, au o părere bună și despre un candidat care deja, în opinia mea, a devenit un candidat de profesie. I-aș sugera pe această cale să-și vadă de treaba lui, pentru că niciodată nu va ajunge primar la Murgeni. Cine? E vorba de doctorul Cain. Este un cetățean care nu merită această funcție. Pentru că cetățenii, când vor ajunge, de ce nu merită această? Dacă printr-un incident se va întâmpla să ajungă să ocupe această funție, să știți că va fi o tragedie pentru comunitate. Comunitatea ce se va trezi la realitate și lucru? Va da seama ce caracter are acest ce vă face cetățean. Să credeți, aduceți acuze fondate. Îl cunosc foarte bine. E dreptul dumneavoastră da. Să credeți în ceva sau să nu credeți? Nu cred. Dar ce... Nu cred. Sunt dovezi. Dovezi. A fost consilier local 2012-2016. Mi-a demonstrat cu vârf și îndesat că nu-l preocupă altceva decât persoana sa. La fel. 2016. Și-a dat mâna cu fostul primar, cu Panica Jenică, și a votat întotdeauna, tot timpul, a votat împotriva proiectelor. Și nu v-a justificat... Le-ați explicat la... Nu există justificare. Păi le-ați explicat la cetățeni? Am explicat atât cât am putut. De aceea am câștigat alegerile în 2016. Și de aceea vom câștiga și acum cu acest nou candidat. Nu va câștiga alegerile. Nu. Pentru că să fii primar, vă spun cu toată sinceritatea, soția are societate, dar se ocupă cu fiii mei de societate. Eu nu am avut timp să mă ocup. Un primar are foarte multă treabă. Este foarte ocupat la servici. Pe când candidatul PNL-ului are societate. Are foarte mult pământ în arendă. Imaginați-vă, pentru că deci nu ai cum să te ocupi de treburile comunității 100% când tu ești preocupat de problemele societății tale. Ei acum caută să-și înstrăineze atât Cain cât și Racoviță, caută să-și înstrăineze asociațiile, societățile, către alte persoane, le înstrăinez. Dar nu se poate să-ți meargă societatea fără să te ocupi adică personal. Adică înstrăinează, găsește... Păi le înstrăinează, le vând, le... Juridic să nu mai da, apară juridic ca să nu aibă soarta mea, să nu intre în compatibilitate. Dar dacă Ani vrea să urmărească lucrul ăsta, trebuie să urmărească până la capăt. Și să spună în felul următor, da? Păi stai un pic, tu ai avut societate până, da. Ce-ai făcut? Ai închis-o? Nu, am vândut-o. Oare tu, pentru funcția de primar, ești gata să renunți la asociație sau la societate cu sute de hectare? Dacă dorește să continui, să pună, să ne îmbătăm scaunul cu apă de ploaie pe care stați dumneavoastră acum, face toate sacrificiile din lumea asta. Domnul Pleșu, ne îmbătăm cu apă de ploaie. Noi nu ne îmbătăm, domnul primar, că avem anumită expertiză. Mă rog. Eu aș vrea să mă îmbăt cu vin, nu cu apă de ploaie. Da, mă rog. Problema este foarte gravă. Vă spun cu toată sinceritatea. Mi-ați spus că mă aflu într-o situație incomodă, dificilă. Ca om, vă... Nu, am o stare, în momentul de față, mie îmi trece foarte repede. Singurul lucru care mă macină este acela că am pus suflet prea mult. Am pus suflet mai mult decât trebuie. Și pentru ce? Pentru ce? Ca cineva să mă izbească de pe scena politică pe ușa din spate. Ce fapt am făcut?
Pentru ce faptă? Că mai ales, repet, cei cărora ar trebui să le fie rușine sunt tocmai cei care m-au reclamat. De exemplu, persoana care m-a reclamat. Acelei persoane ar trebui să-i fie rușine că a stat pe banii publici atâția ani. Fără să plătească un leu chirie, să plătească un leu curent, un leu apă. Fără să plătească un leu la hrană. Acelei persoane trebuie să-i fie rușine. Nu mie, că mi-am însușit fără vrerea mea, fără știrea mea, doar numai cu semnătura dumneaei, 1400 de lei în 3 ani. Pe lângă veniturile mele, pe lângă veniturile soției și veniturile de primar, salariul de primar. Să socotim ce salariu are un primar în 3 ani de zile și cât mi-au intrat în cont de al de 10 lei la ședință în 3 ani de zile. Nu știu, dar mi-ar fi rușine. E foarte jenant când apare un articol că a fost remunerat. Imaginați-vă ce remunerație am avut față de cea care mi-a făcut reclamații că făcea gărzi peste limita puterii unui om. Făcea gărzi, era de gardă în noaptea asta, dar în același timp era la Focșani. În ce lume trăim, domnilor? România. Și am lăsat-o să trăiască acolo fără să-i port sâmbetele, probabil, fără să-i fac reclamații. Probabil că această greșeală a dumneavoastră... Nu este o greșeală. Nu consider. Domnul primar, i-a dat timp să gândească... Bănuiesc că da, i-a dat timp. Știți că alte explicații... Știți că în principiu noi românii avem întoarcem așa din naștere gena asta. Întoarcem obrazul. Celui care ne face un bine, să-i punem piedică să cadă cu nasul, să ajungă la spital. Da. Aici, da, i-am dat timp să se gândească. Bănuiesc dacă eu îi aminteam în 2015 că, de fapt, ea sta acolo pe banii publici de atâția ani, dacă îi aduceam la cunoștință, bănuiesc că nu mai făcea reclamații la ani. Probabil. Dar n-am șantajat. Domnule primar, sincer, ne simțim și noi un pic stânjeniți de situația asta în care ați ajuns, dar probabil... Ca și dumneavoastră vom ieși din această stare. Ieși, când avem încotro. Eu n-am făcut ceva de care să-mi fie rușine. Unde vedeți orașul Murgeni peste 4 ani? Doamne, îl văd modernizat. Pentru că sunt proiecte care, repet, indiferent de cine mi-ar prelua funcția, va fi mai mult decât obligat să ducă mai departe proiectele pe care le am. Viața deci nu are încotro. Numai că problema dificilă e cu demografia. Cetățenii români, natalitatea în rândul cetățenilor români este în continuă scădere. Deci nu mai există un echilibru între cetățenii de etnie romă și cetățenii români. Nu mai există un echilibru, cel puțin în... Cam care este ponderea în romilor în în acest moment, cu plus minus câteva persoane, avem în jur de 2400-2500 de romi și aproximativ 1000 de români. În Murgeni mă refer. Restul, până la 8700, sunt în comunele, în satele arândate. Satele aparținătoare. Deci în Murgeni, practic, predomină cetățenii de etnie romă. O fi bine, o fi rău, nu știu. Da, nu există alternativă. Dacă facem referire la gradul de civilizație, aș ruga pe mulți să urmărească îndeaproape chiar comportamentul cetățenilor din Murgeni. Și or să vadă că... Adică să facă o comparație între Murgeni și alte localități unde tot la fel sunt romi. Unde stările conflictuale sunt deja la apogeu. La noi au început mici infracțiuni, sub control. Sunt revolte, cum sunt prin alte părți. Nu? Bine, acum trebuie să recunoaștem că poliția română a dat atenție și a adus aici... Fără discuție. Că ar altfel fi, ar fi trebuit acum, că am încercat ani buni, dar tot cu ocazia schimbării guvernului, am pierdut acea grupă de jandarmi. Da, și forurile județene, toți au aprobat, ministrul de interne era domnul Fifor. Urma să mergem peste o săptămână la domnia sa în audiență și din discuții verbale cu cei de la județ, ar fi făcut afirmația domnul Fifor că este de acord cu înființarea acestei
Schimbându-se guvernul, a căzut și această... A căzut și această... Da.